Bun găsit! Accident grav în zona centrală a municipiului Suceava după ce unui șofer i s-a făcut rău la volan. Patru mașini au fost prinse într-un carambol. Evenimentul rutier a avut loc pe strada Ana Ipătescu din municipiul Suceava, în intersecția de la Biblioteca Centrală. Un șofer din municipiul Suceava, în timp ce se deplasa cu autoturismul din direcția policlinică spre centru, a oprit la culoarea roșie a semaforului. Când a plecat de pe loc, acestuia i s-a făcut rău la volan și a pătruns pe contrasens, unde a intrat în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 39 de ani din Ipotești, care la rândul ei a fost proiectată într-un autovehicul condus de o tânără de 21 de ani din Liteni. În urma impactului foarte puternic, autoturismul de teren s-a răsturnat și a acroșat o autoutilitară condusă de un bărbat în vârstă de 51 de ani din Gălănești. La fața locului au ajuns militarii detașamentului de pompieri Suceava cu o auto specială pentru descarcerare și două ambulanțe SMURD, din care una de terapie intensivă mobilă. În sprijinul pompierilor au intervenit și două autosanitare ale serviciului de ambulanță județean Suceava. Un bărbat în vârstă de 58 de ani din municipiul Suceava, în timp ce conducea autoturismul proprietate pe strada Ana Ipătescu din localitate, la intersecția semaforizată cu strada Ana Ipătescu, cu strada care duce spre Mănăstirea Sfântului Ion, pe fondul unei stări de rău, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat în coliziune frontală cu un alt autoturism condus de o tânără în vârstă de 38 de ani din comuna Ipotești. În urma impactului, autoturismul de teren s-a răsturnat pe partea dreaptă, acroșând în același timp o autoutilitară condusă de un bărbat în vârstă de 50 de ani din comuna Gălănești. De asemenea, în urma impactului, autoturismul care a fost lovit prima dată a fost proiectat într-un alt autoturism care rula în spatele acestuia. În urma evenimentului rutier a rezultat, din fericire, doar vătămarea corporală ușoară a unor pasageri din vehicule, de asemenea și a șoferului autoturismului de teren, care au fost transportați la unitatea medicală pentru acordare de îngrijiri de specialitate. Toți șoferii implicați în eveniment au fost testați cu aparatul Hitrotest, rezultând valori negative, iar ulterior au fost conduși la unitate medicală pentru prelevare de probe biologice de sânge. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Până la sosirea pompierilor, șoferii au repus autoturismul de teren pe roți, fapt nerecomandat de altfel de cadrele Inspectoratului pentru Situație de Urgență Suceava. Participanții la trafic, dorind să ajute, au repus autovehiculul pe roți, în timp ce în interior se afla o persoană rănită. Deși gestul a fost unul din spirit civic, totuși nu a fost potrivit în aceste situații. Acest lucru nu este deloc recomandat, deoarece prin mișcare se pot produce alte leziuni cu urmări grave victimei deja rănite. Cazul excepțional în care se poate recurge la extragerea victimei este atunci când există pericol de explozie sau un alt pericol iminent.